Bună seara, haideți să începem evaluarea săptămânii. Suntem un județ verde de 0,73% contaminarea pe calculat la 1000 de locuitori. Asta înseamnă că avem o situație așa și haideți să ținem tot așa și pe parcursul săptămânii viitoare, ca începând din ianuarie, când se va relua școala, sper din toată inima și o să fac toate eforturile care depind de mine, chiar dacă și eventual dacă vom fi la guvernare ca și UDMR, asta o să susțin foarte mult ca cel puțin județul Harghita, școala să începe normal, nu online, ca și până acum. Numărul cazurilor a ajuns până la 5155. Până această zi avem 212 decese și momentan sunt 267 de oameni la izolare la domiciliu, deci pozitiv, și în carantină 971. Asta înseamnă că majoritatea sunt oameni care au venit acasă pentru sărbători. Așadar, situația în privința pandemiei este una pozitivă și tot așa trebuie să ne pregătim și pentru săptămâna viitoare. Câteva lucruri, haideți să vedem. Vaccinarea. Se pare că se va începe în prima etapă pentru domeniul sănătății, social, sistem public și privat. Deci asta va fi etapa prima, cei care vor fi vaccinați. Etapa 2, populația cu grad de risc și lucrători care desfășoară activități în domenii cheie esențiale. Și etapa 3 va fi pentru restul populației. Se pare că la 21 decembrie, așadar marți, se va autoriza de către Agenția de Medicamente al Uniunii Europene vaccinul și după aceea se va începe vaccinarea pe întreg teritoriul Uniunii Europene, cine cum a organizat și a comandat. În, avem vești bune, așadar, Miercrăciuc a devenit un municipiu verde de la Galben și alături de Miercrăciuc au mers spre scenariul verde Avrămești, Băile Tâșnat, Cârța, Felicen, Răzarea, Vâlșac, Borsec și Corbu. Deci vești bune pentru aceste localități. Din păcate, Sărmaș și Oclande intră pe scenariul roșu până la 30 decembrie și Toplița rămâne în scenariul roșu până 24 decembrie. În privința țărilor, multe schimbări n-au fost. Este obligatoriu carantinarea dacă, pentru cei care vin din Olanda, deci asta este o modificare esențială. Moldova, Letonia, Estonia, Slovacia, Turcia și în privința Italiei s-a ridicat restricția, deci de la Italia se poate veni acasă liniștit. Restul țărilor a rămas aceleași. Ok. Ce s-a întâmplat tot în privința sănătății pe parcursul săptămânii? Vineri, ați văzut, am avut o inaugurare. Am predat către Spitalul Județean pentru secția pulmo și boli infecțioasă al unui aparat performant de Röntgen, care este ceva digital de ultimul răcnet și face foarte multe lucruri ca noi cei care vom fi tratați sau se va folosi chiar și pentru coronavirus. Depistarea situației este de esență mare și de importanță mare. Totodată, pe parcursul săptămânii am semnat și un contract de finanțare cu Uniunea Europeană în privința Direcției Generale de Asistență Socială. Așadar, în valoare de 3 milioane de lei, avem o finanțare pentru dezinfectant, pentru foarte multe lucruri care este nevoie pentru această categorie. Materiale și echipa de protecție, dotări,
Ok. Am semnat un contract pentru construirea unui trotuar la Sfântimbru Băi, cu comuna Simcrăien și cu executantul. Am premiat pe micii grădinari din zona Odorhei. Am predat premiul Heureka către robocoderii din Sindomini, cu o echipă care a făcut o invenție foarte interesantă și trebuie să fim mândri de copiii, de tinerii noștri care sunt și inovativi, lucrează în echipă și se gândesc pe viitor. Așadar, un like. Totodată, cum am considerat și săptămâna trecută, deci am organizat mai multe târguri, una cea mai mare din județ, începând de miercuri până mâine, din duminică aici la Miercuri Aciuc, atât pentru produse alimentare, dar cât și pentru cei care sunt artizani, deci meșteșugarii noștri au posibilitate să-și vândă tot ce au produs. Și chiar acum, în luna cadourilor, eu cred că a fost o oportunitate bună, dar sunt și alte localități, de exemplu, mâine, duminică, la Siculeni, deci avem mai multe astfel de posibilități. Și mulțumesc Agenției Județene de Dezvoltare Harghita, care este coorganizator sau organizator. Avem grijă de Mădăraș Harghita, pentru că vrem să scoatem de acolo, să luăm jos la stația de epurare din Vlăița apa uzată, deci am semnat contractul pentru proiectarea sistemului de canalizare cu o firmă din Iași. Asta e, l-am găsit în județul Harghita, n-au vrut să vină. Sunt buni și proiectanții din Iași, deci nu e nicio problemă. Și eu cred că chiar este bine că a venit acest proiectant. Am acordat medalia Marton Aron pentru doamna Conrad Judith, managerul Spitalului Județean, pentru că tot ce a făcut doamna manager pe parcursul anului, eu cred că este un lucru de evidențiat și felicitări, felicitări doamnei Conrad Judith și echipei sale din Spitalul Județean. Am premiat fermierii din cadrul din județul Harghita, deci am avut din 12 premii pentru fermieri din zona Gheorgheni, Odorhei și Ciuc, fermieri de exemplu, cei care merită să fie prezentați și majoritatea lor au fost tineri, deci sub 40 de ani. Asta înseamnă că tineretul din județul Harghita are încredere în agricultură, în creșterea animalelor, așadar haideți să sprijinim și noi pe ei. Și vom continua această activitate. Am avut ședință BCJ, am luat mai multe hotărâri, nu știu, cel puțin 25 era, și cel mai important este cel cu Borsec, deci am aprobat documentația ca să finalizăm investiția de wellness și balneo la Borsec. Vrem să reabilităm palatul administrativ, am aprobat și această documentație și mai multe hotărâri. Am prelungit termenul pentru program de trotuar, am modificat bugetul ca să putem da salarii pentru cei din sistemul de asistență socială, îngrijire de copii, adulți. Plătim toate facturile de investiții pe care le avem, deci noi ne onorăm datoriile și nu lăsăm niciun societate cu pierdere la sfârșit de an. Ok. De la Bruxelles am văzut că Comisia Europeană a criticat și eu cred că motivat a criticat documentația guvernului Ludovic Orban în privința atragerii celor 30 de miliarde de euro. Noi am zis de mai multe ori că acest document nu este bine fundamentat și vrem să participăm. Acum, dacă ajungem la guvernare, eu sper și faptic toate propunerile noastre să fie luate de seamă. Așadar, Programul Național de Redresare și Reziliență trebuie să fie una care să susține toată țara, dintre care și județul Harghita. Deci din țară și acest județ trebuie să se fie finanțat din acest program și vom lupta pentru acest lucru.
Și formarea guvernului, vedeți, până vineri seară s-a reușit să fie un rezultat. Noi, sau eu cel puțin ca și președintele UDMR pe județul Harghita, până iunie, pentru că știți că la noi anual merge această funcție la celălalt teritoriu, dar momentan eu sunt cu această funcție. Noi am propus 100 de puncte pentru guvernare și ministerele care se pare că am primit, dezvoltare, mediu și tineret, sunt de importanță majoritară sau majoră, pentru care am avut mai multe proiecte, mai multe idei și vrem o schimbare esențială ca tineretul să-și poată să trăiască aici acasă. Vrem ca mediul înconjurător să fie în așa fel încât să putem atrage fonduri, dar și viața omului în cadrul conflictelor cu carnivori mari să fie una rezolvabilă pentru om, dar vrem și multe modificări legislative în privința administrației publice, pentru că nu cred că centralizarea excesivă cu care ne confruntăm în această țară ne deservește. Așadar, sunt mai multe lucruri care ar trebui să fie schimbate. Ar trebui ca guvernul de la București să aibă mai mare încredere de autorități județene și locale. Eu, cel puțin la nivelul județului, eu așa am văzut în timpul perioada pandemiei, am avut o colaborare foarte bună cu toate instituțiile și acest lucru trebuie să fie continuat. Eu mă bucur că ieri la ședința CJ-ului, cel puțin UDMR, PNL și PSD am votat întotdeauna împreună, de așadar nici în cadrul Consiliul Județean nu sunt divergențe. Deci, eu sper să nu vorbim numai de câțiva fotolii de miniștri, ci să putem vorbi și de schimbări majore. Pentru că eu nu sunt adeptul guvernării dacă nu vor fi și schimbări. Pentru funcții, funcțiile trec și vin, dar posibilitatea istorică câteodată trece și nu mai putem primi sau fugi după acela. Așadar, eu sper să fie o guvernare mai bună, mai înțeleaptă și mai aproape de valorile harghitene, mai aproape de județul Harghita, pentru că, cum am zis și data trecută, din voturile UDMR, 25% sunt din județul Harghita. Deci, atât la funcții, cât și la proiecte, la idei. Acum avem cecul și trebuie să vedem cât să primim și contravaloarea acestui cec, pentru că asta este în democrație. De unde ai susține, acolo trebuie să fii mult mai atent. Ok, săptămâna viitoare o să avem, deci, o 3 zile de lucru. Vom avea ședințe cu microregiuni, vom semna contracte cu lapte și corn pentru derulare, să vedem cum se va fi acest lucru. Ne vom consfătui în privința bugetului de anul viitor. Deci, chiar și aceste 3 zile de săptămâna viitoare vor fi cu foarte multe evenimente și mai multe proiecte, dar eu cred că săptămâna viitoare va aduce iarăși noi posibilități de care nu trebuie să ne lăsăm. Așadar, la urmă, eu vă urez un Crăciun fericit, în liniște, împreună cu familia și chiar dacă vom fi mai restrânși, dar eu cred că gândurile noastre și chiar visurile noastre pentru un an nou, pentru o reîncepere cu reușite, va avea sens și eu vă îndemn să fim atenți unii la ceilalți, să fim solidari și în continuare să construim un județ frumos de care putem să ne mândrim toți. La revedere!